Mai întâi de toate, lăudat să fie Domnul. So, first of all, I want to say praise be the Lord. Fiți binecuvântați toți cei ce vă vedeți, cei ce nu vă vedeți. Și aș vrea ca prin mărturia aceasta, ca Dumnezeu să lucreze în inimile tuturor care nu au pace. And I want to bless you all that we can see, those that we cannot see, and I desire that the testimony I share today would be for all those that have no peace. Se vorbește foarte mult despre pace, pace, pace și întotdeauna, poate de multe ori suntem așa de liniștiți și simțim poate că avem pace, dar poate că vin încercările și atunci realizăm care este pacea și cum este pacea. Și Domnul Iisus a spus, veniți la mine, că El ne dă, să venim la El, că El ne dă o pace, nu cum ne-o dă lumea, ci ne-o dă El, ca să nu ni se tulbure inima. Și împărăția lui Dumnezeu este pace, bucurie și neprihănire în Duhul Sfânt. So many times we hear saying peace, peace, peace be about you and so on that. But many times we go through trials, through problems and we kind of lose the peace and we don't understand what's going on. But Jesus Christ tells us, come to me because he is the one that gives us the peace and being with the Lord, there is peace and rejoice in the Holy Spirit. Am mers de foarte multe ori, poate în biserică sau poate și dumneavoastră sau sunteți, dragi ascultători care ascultați, care nu vă vedeți, care suntem aici și poate că n-am înțeles însemnătatea care, cuvântul acesta care spune Domnul, eu vă dau pacea, nu cum vă dă lumea ca să nu ni se tulbure inima și poate că nu înțelegeam definiția asta sau nu înțelegeam ce înseamnă pacea Domnului Iisus. I went to church like everyone going to church and many times I did not understand as we salute with the peace of the Lord, each and every one of us, and many times I did not understand the meaning of this definition that Jesus Christ said, I give you peace but not as the world. Și într-o lume atât de tulburată, vedeți cum este, plină de griji, plină de îngrijorări, cu ajutorul lui Dumnezeu, așa să mărturisesc cum m-a învățat ce înseamnă să ai pace și fie ca Domnul Iisus să lucreze în inimile tuturor acelor care nu se văd, poate care ascultă și poate că le lipsește liniștea și le lipsește pacea. And I learn, even in this world that is so disturbed and that they're lacking peace and everyone like in confusion, and I learn what it means to be still and have peace. And I believe that many of you that we cannot see, you are lacking peace. There's something in your life and then you don't have peace. Poate ați mai auzit mărturia unei dintre dumneavoastră, vă rog să mă scuzați, dar poate în seara aceasta este unul care nu are liniște, poate că nu are pace, poate că trece prin încercări și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să-i vorbească și să fie acolo cu el. Am plecat din Italia, am plecat în România și în Slovenia, m-am oprit cu autocarul, mergeam să vin să-mi iau soția din România și într-o parcare venind de la WC, am fost oprit de un grup. Okay, so I believe that there is someone there that is lacking peace and this testimony will touch his heart. Maybe some of us already heard this testimony. So he was traveling from Italy to Romania to pick up his wife and there in Slovenia he was stopped by a group. Menționez că când am plecat m-am închinat Domnului cu nom al lui Dumnezeu și Domnul mi-a spus că la drumul ăsta va vrea să mă învețe anumite lucruri pe care eu nu le-am învățat, pe care eu nu le încă stăpânesc sau nu le cunosc. Și Domnul și astăzi vrea să ne învețe și pe fiecare din noi vrea să ne învețe. So he wants to mention that before he departed in this trip, he prayed with the man of God and he was told through the voice of the Holy Spirit that during this trip God wants to teach him some things that he did not know. Pentru mine a fost o lecție frumoasă și nimic nu este întâmplător și toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Iisus. And for him,
was a beautiful time and experience, and I know that all things work together for the good of those who love Jesus. Acel grup m-a oprit, aveau niște carteline, cum se spune, niște ecusoane, cum că ei lucrau la firma de transport Atlasib, cred că ați auzit o parte din dumneavoastră, erau cinci persoane vlășgane înalte și mi-au spus să le prezint biletul și dacă eu am biletul primesc 100 de euro. He was stopped by a group of people that they were some sort of IDs, as if they work with a company, Atlasiv, or so. I'm not sure exactly how it would be in English. And he was told that to show his ID, and then if he qualifies, he would receive $100 or euro. Când am auzit, eu am zis, în viața mea n-am câștigat absolut nimic, nu mi-a dat nimeni nimica și am început, Domnul să vă binecuvinteze, vai, te bucurai. Probabil că ei au văzut sigur slăbiciunea mea și m-au întrebat dacă mai am bani în portofel și câți bani am eu în portofel, atâția bani primesc. And then first, because he did not have any of such experiences, he kind of believed. He said, wow, you know, God bless you. He said, blessings to them. And then one of the guys said, oh, you know, do you have any other money in your wallet? And as much money you have in your wallet, as much money you will receive. They kind of found that he is kind of weak in this direction. Le-am arătat biletul, am scos bani, am spus, uite, am 500 de euro, unul dintre ele a vorbit cu un altul și a spus să pregătească 500 de euro, să-mi dea banii, plus încă 100 de euro. Între timp când scoteam banii, cineva a pus mâna pe bani, mi-a pus un pistol la tâmplă și s-au pierdut. So during that time he trusted them as being legit people working. He showed them the ticket as to qualify to receive 100, and then he told them, yes, I have $500 in my wallet. And then they said, okay, you know, as if telling one of them, okay, prepare, get ready to give $100 that we promised for the ticket, to qualify for the ticket, and 500 to match whatever he has in his wallet. But during that time, somebody took the money and one man put a gun at his head. Între timp ce eu le-am dat banii ca să numere bani, așteptam ca să primesc recompensa, cum spuneau ei, am rămas înmurmurit, s-au urcat într-o mașină și s-au făcut nevăzuți în noapte, pentru că era două dimineața noaptea. So during that time when he was with the gun in his head, he saw that all the guys went in a car and they disappeared. It was 2 o'clock in the night. He was left there with no money. And între timp apare colegul meu care stătea în autocar lângă mine, m-a văzut, a văzut grupul de persoane care erau lângă mine. El fiind o persoană de vârsta mea, i-a spus că aveam frică ca să vin să te apăr și nu puteam să-ți fac absolut nimica. Ne-am îndreptat încet spre autocar. So there in the bus there was somebody near him that saw everything, and he said he was the same age as Brother Alexander. He said, I saw everything what happened, but I was afraid to come and help you. Acum, ajungând în autocar, vă dați și dumneavoastră seama, erau bani cu care trebuia să mă întorc înapoi, tot felul de gânduri, tot felul de griji, ca fiecare când pierde ceva sau când trece printr-o încercare. Și primul lucru care l-am făcut, am încercat să sun un om al lui Dumnezeu, să vorbesc cu el și să-i spun durerea mea, să-i spun ce mi s-a întâmplat. Iar de la capătul celălalt al telefonului mi s-a spus, important este acum, ca în mijlocul încercării, să nu spui spația și a închis telefonul. So being there without the money, the 500 that he had for the trip to go to Romania and come back with his wife,
left without money, going through such experience. He was there like in a very bad shape. So he called the man of God and tried to explain what happened to him. And the voice came, it's very important for you during this time that you do not lose peace. Și acum, poate și dumneavoastră ați trecut prin încercări, treceți prin încercări și poate ați vrea să vorbiți cu cineva, poate vreți să sunați pe cineva, poate credeți că este un om al lui Dumnezeu și să suni și să ți se închidă telefonul și să ți se spună că important este să nu-ți vezi pacea și de multe ori când trecem printr-o încercare avem nevoie de o compătimire, să te compătimească, aștepți, așteptăm că suntem oameni și s-a închis telefonul și am rămas înmurmărit pe scaun. So the voice of the man of God, that's all said. It's important for you not to lose peace and close the phone, that's all. So can you imagine if we were to be in such situation, what we need, you need to talk to somebody to show compassion, to be able to explain what you went through. And then it's like, that's all, you know, it's important not to lose peace and close the phone. Încercam să adorm, nu reușeam, gândul meu era acolo, ce o să fac, cum o să mă întorc, de unde o să iau bani. Erau tot felul de gânduri și în autocar erau niște persoane în vârstă care lucraseră de gen feminin, niște doamne care lucraseră badante în Italia, se întorceau în România și nu știau să seteze telefonul pe roaming. Vedeau că eu foloseam internetul și m-au rugat să le ajut. So during that time, he was trying to fall asleep, but he was not able because he was struggling, thinking, you know, he lost the money that he had to use it for the trip and come back. What is he going to do? And there in a bus, there were some ladies that worked in Italy and they were going back to Romania, and they did not know how to use the phone on roaming. And because they saw him using the phone, they asked for help and he tried to help them. Am făcut la o persoană, am făcut la două, am făcut la treia și pe aia am prins curaj. N-aveam nici curaj ca să spun soției, n-aveam curaj că soția fiind în România, n-aveam curaj să spun copiilor. Și într-un târziu, făcând binele acela, am început să scriu soției și să-i spun că ce s-a întâmplat. Am adormit. M-am trezit în autogară în Arad. So had one lady, the other one, and then kind of, you know, lost focus on whatever he was going through, and because he did not have the courage to call his wife and explain what happened. And then finally, you know, he had the courage to write to his wife and explain what happened, and he fell asleep and he woke up when he was already in Romania, in Arad. Să fim sinceri cu noi. Acum, când mergi la un om al lui Dumnezeu, când mergi la un frate, o soră și ai vrea să-ți plângi problema și ți se închide așa, parcă nu mai aveam nevoie de nimic, am închis telefonul, nu mai vrei să auzi nimica, nu mai vrei să știi nimica. Și trezându-mă în autogară în Arad, so, he was still upset because the man of God that he called to explain the situation, he closed the phone and just told him, that's all. It's important for you not to lose peace. So at that time, he was very disturbed. You know, I don't want anything. I mean, he wanted to talk to the person and the person closed the phone. Sitem în autogară în Arad, aveam 5 lei românești și știam că am văzut că o cafea costa 2 lei și eu aveam 5 lei și l-am invitat pe cel care era lângă mine. Hai să bem, te rog, o cafea cu mine. Aveam parcă frica aia să cobor din autocar. Parcă îi vedeam pe hoții aceia lângă mine acolo. Și l-am invitat ca să vină să bea cu mine o cafea. So he had only 5 Romanian lei. And when he went down, he wanted to drink a coffee. But he had only 5 Romanian lei. And, you know, going to the experience that he had before with the gun and everything, he was afraid to go down from the bus. And he invited another man from the bus. He said, okay, come with me so we drink a coffee. So $2 was a coffee. So he had enough for 2 coffees. Atunci acea persoană m-a privit, s-a uitat la mine și a spus, îmi vine să-ți dau cu ceva eu în cap, să te bat eu, pentru că eu toată noaptea n-am dormit. Cum ai putut tu să dormi? Toată noaptea
m-am uitat la tine și îmi venea parcă să-ți dau cu ceva în cap, că n-ai spus absolut nimic, n-ai scos niciun cuvânt. So that person said, I don't know what's happened to you. How could you sleep? I was not able to sleep the whole night. How were you able to sleep? I feel like punching you over the head with something. What's happened to you? Because you did not say one word. Pentru că să fim sinceri, când pierdem ceva, ne trecem printr-o încercare, începem să ne scoatem pe noi în relief, să ne lamentăm de ce mi s-a întâmplat mie, de ce trebuia să mi se întâmple mie, să spunem poate lucruri care să ne pară rău, să greșim și să păcătuim mai mult, să dăm vina pe Dumnezeu, să poate să înjurăm, poate să spunem alte cuvinte răutăcioase la adresa celor care ți s-au făcut, care ți-au făcut această perdere, pentru că suntem oameni supuși slăbiciunilor și greșelilor. So sincerely to say, when we go through this type of trials, we feel like angry. Why these things happen to me? Why did God allow me to go through these things? Why these things happen to me? We try to cry, to try to explain things, or maybe we go to even speak words against God and absent Him. This is our nature to do when we go through different situations. Persoana respectivă spune că lasă că plătesc eu. Eu nu l-am lăsat să plătească pentru că am dorit eu să plătesc. Am zis, lasă. Acum dacă am spus că plătesc, plătesc eu. El spunea, tu ai avut atâta pierdere și tot tu vrei să plătești? În momentul acela, coborând jos din autocar, mi-am adus aminte de cuvintele care le-a spus Dumnezeu. Important este în mijlocul încercării să nu-ți pierzi pacea. So the person, that man, wanted to pay because he saw everything what happened to him, said, you lost so much money and now you want to pay for me? I will pay. And Brother Alexander said, no, I invited you. I said that I will pay and then I will pay. And then at that time, he remembered the words of the man of God that he told him that it's important for you not to lose peace in the midst of the trial. So that man was amazed how he had the peace during this time. Atunci am sunat omul lui Dumnezeu și am spus, acum cu adevărat, am înțeles ce înseamnă să ai pace în mijlocul încercării. De la capătul celălalt al telefonului, mi s-a spus că aveam două opțiuni. Să ascult ce a spus Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, când noi trecem printr-o încercare, să nu uităm că Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Lui nu-i place când noi suferim. Sau să mai rămân și să începem, că știți, noi începem să ne pară rău, să spunem, lasă frate, lasă că o să te ajute Domnul, lasă așa. Dar Domnul, când a spus un cuvânt și atât. So then he called the man of God that spoke to him and said, you know, it's important to have peace. And the voice came and said, I had two choices, whether to tell you what God told me to tell you or start to talk to you and try to encourage you. Oh, God will help you. God this, God that. But God wanted to teach him a lesson. Și chiar dacă mărturisea, că chiar dacă mi se rupea inima de durere, a trebuit să ascult de Dumnezeu. Dar m-am pus pe genunchi și m-am rugat ca cu adevărat în această încercare, ca tu să-ți găsești liniștea, ca tu să-ți găsești pacea și să vezi că mâna lui Dumnezeu este acolo cu tine. But I listened to the voice of God, said the man of God, and I closed the phone and instead I prayed. I closed the phone and I prayed for you that in the midst of your trial, the problem that you went through to receive the peace and God would be with you. Pentru că i-am spus soției ce s-a întâmplat cu mine, m-a așteptat în autogara în Deva, iar primul lucru când m-am dat jos din autogara, mi-a spus, haide să căutăm în Western Union pentru că ai primit 600 de euro de la copii. So because the wife already knew what happened, because he wrote to her, he waited for him. He said, let's just go and find the Western Union because you already received from the children 600 euro. Dumnezeu a lucrat la inimile lor în scurtul așa timp. Ei s-au hotărât și au făcut lucrul acesta. Dumnezeu nu rămâne dator. Știți, împărăția lui Dumnezeu
este pace și bucurie. El vrea să ne învețe să trăim în pace de aici. Dacă noi nu înțelegem pacea asta de plină a lui Hristos, cum vom putea să trăim noi în părăția lui Dumnezeu în pace? N-ai vrea tu acum care asculți mesajul acesta, mărturia aceasta, dacă treci printr-o încercare, dacă treci prin probleme, dacă nu mai ai bani ca să-ți rezolvi problemele financiare, n-ai vrea ca să te pui înaintea lui Dumnezeu, să te rogi și să-ți dea Dumnezeu, să nu-ți pierzi credința, să nu lași neliniștea să te pătrundă și să rămâi în pacea lui Hristos, care întrece orice și vei vedea că vei avea biruință. Hallelujah. And during all this time, you know, God is the one that worked, the children gathered together and send the money. So God prepared all things for him. That is just an encouragement for every one of you. If you go to trial, you see that maybe you don't have money to solve your problems. Maybe you go to so many, many things. It's important to understand that the kingdom of God is peace and joy. And try not to lose your peace and joy. And do not lose hope in the midst of the trial, because God is faithful and he will care for you and your needs. Cea persoană care era pe scaun de lângă mine, vedeți dumneavoastră, era el mai supărat, era el mai agitat, el nu avea pacea în el, el n-a putut să dormă, a exprimat, n-am dormit toată noaptea, m-am uitat la tine, pentru că ei s-așteptau, el s-aștepta să comentez, el s-aștepta să aducă alte cuvinte urâte la adresa celuia, să comentez și să stau, pentru că când treci printr-o încercare, dacă nu te vei duce înaintea lui Dumnezeu, dacă nu te vei duce înaintea omului Dumnezeu și te vei întâlni cu alți oameni și te vei plânge altului om și nu te vei plânge la Dumnezeu, nu vei avea liniște, nu vei avea pacea, dar dacă te vei plânge la Hristos și dacă vei înțelege că pacea lui Hristos întrece orice lucru și în încercarea aceasta El găsește și mijlocul de ieșire din ea, vei rămâne în pacea Lui. So you see, he was able, because of the prayer, and God wanted to teach him a lesson to remain and have peace in the midst of the trial. The other man that was by him, he lost his peace. He was waiting to see him angry, say, oh, I speak against those thieves that came and destroyed his life, to see anger, to see action. So that man, he was not able to sleep during the trip in Romania, but God gave him the peace and he was able to sleep during this time. And we see how God is working, because he is the one that can give you peace in the midst of your trial. And so enemy or other people want you to engage in speaking against everyone else, speaking against God, but this is not what God wants from us. Și în încheiere aș vrea să citesc de la Roman 15:13, este salutul bisericii mele de acolo din Italia, unde slujesc Domnului, și spune: Dumnezeu nădejde și fie ca Dumnezeu nădejde să vă umple pe toți. And in conclusion, Dumnezeu nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Vedeți? Dumnezeu nădejde. El este Dumnezeu nădejde. El dă pacea, El dă credința. Nimeni nu poate să-ți dea și nădejde, și pace, și bucurie. Este unul, Iisus Hristos, care îți dă pace, care îți dă bucurie, care îți dă nădejde, care îți poartă de grijă. Amin. Hallelujah, hallelujah. So in conclusion, he read from Romans chapter 15, verse 13, which is the greetings from his church in Italy, where he says, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. So you see, the only one that can give you hope, the only one that can give you peace, the only one that can fill your heart with joy in the midst of your problem is God. So that's why we need not to lose hope in the midst of our trials. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God, slăvit să fie Domnul. Pastor Raj, if you want to add something? Mulțumim, frate Alexandru. You know, just I'm saying, this is the big thing when you have nothing and you are depend on Him and you look on the cross, and definitely our God, He is always to provide us. Yes, so asta este un lucru mare. Și frate Raj vorbește și el din experiență. Să nu ai nimica și să depinzi de El și atunci să te încrezi că El este acela care se îngrijește de tine. And now God give him to what he want. Și vedem că Dumnezeu i-a dorit ce a avut nevoie. Și unde...
And everyone there is going through the trial of Joseph. Și toți poate trecem cum a trecut și Iosif. But praise God, God give us a position and God give us a reward for us. Dar slăviți să fie Domnul că El este Cel la care ne-a dat și viziunea și va și răsplăti fiecăruia. Always trust on the Lord and next you are for testimony. Și încredeți-vă în Domnul și fie ca tu să fii data viitoare care vei aduce o mărturie. And now you send us your prayer request and we are ready to pray for all of you.